Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care facem un lucru foarte special. Vorbim despre și numai despre trotinete. Și acum vin întrebările din public. Dar de ce vorbim despre trotinete? Marius, tu te numești Bucharest Bike Traffic. De ce oare vorbești tu despre trotinete? Ei bine, aș vrea să vă spun că multă lume dintre voi, probabil cei care vă uitați la mine, dar și mulți oameni pe care îi cunosc personal, ba chiar și eu, ne plac trotinetele. Și uneori aleg să merg pe trotinetă, deși am biciclete electrice sau am și alte biciclete pe care aș putea să merg, doar că îmi place foarte tare să merg cu trotineta, pentru că pot să merg pe trotuar, pot să merg în liniște, nu mă deranjează nimeni, o pliez ușor, o iau cu mine, nu mă doare capul că trebuie să o leg de un stâlp sau orice altceva, este ușoară, este rapidă, ce altceva? Și face multe lucruri pe care o bicicletă nu le face. Și multă lume merge pe premiza asta, că merg pe trotuar, merg în liniște, nu mă deranjează traficul și pot să merg de acasă până la muncă și înapoi în siguranță. E timpul să facem un top despre cele 5 trotinete pe care eu le dețin și e adevărat că sunt multe alte trotinete mult mai bune decât acestea. Din punct de vedere, nu știu, dacă vrei să mergi mult mai repede de 40 km la oră sau dacă, habar n-am, sunt mult mai ieftine și sunt trotinete de copii. Și pentru că de fiecare dată când mă uit la un top, niciodată nu suport așteptarea asta în care să aflu cine e pe primul loc, cine e pe primul loc. E bine, asta o să fac și eu astăzi, nu o să vă spun cine este pe primul loc. Pe locul 6 este trotineta de la Miria, este vorba despre MI7009K și stați să mă duc să... Am vomitat destul. Pe locul 5 este trotineta aceasta. Este vorba despre Rider T1 de la Freewheel. Trotineta aceasta are mai bine de, 700-800 de kilometri, 837,4 kilometri. A mers prin toate gropile posibile. Apărătoarea aceasta spate, care din punctul meu de vedere este cea mai problematică, a rămas la fel de intactă. De ce este pe locul 5 această trotinetă și nu este pe locul 1? Ei bine, este pe locul 5 pentru că, din păcate, ghidonul face așa. E adevărat că poți să-l strângi, dar e bine să nu te gândești că poți ajunge în șanț cu trotineta asta. Iar construcția trotinetei nu este dintre cele mai bune. Este rezistentă, ba chiar foarte rezistentă, aș putea spune eu, pentru că aici cadrul ăsta este metalic în care dau eu, dar partea asta este de plastic, iar cauciucul pe care pui picioarele se cam desprinde dacă nu ești atent cu el. Oribil. A, și are tracțiune în spate, ceea ce e oribil, vă spun eu. E tracțiunea în spate la mașini este foarte tare. La trotinete nu este foarte tare. Următoarea pe listă este pe locul 4 trotineta asta și este absolut genială. Este vorba despre Miria. Scuze. Este vorba despre Freewheel Rider Fun. Iată, asta este trotineta cea mai rezistentă trotinete. Deci poți să faci. Nu are niciun fel de problemă trotineta asta, este absolut genială. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut extrem de tare trotineta asta. Din păcate are lumina pe față, este manuală și asta nu prea îmi place. Manuală în sensul că trebuie să o aprinzi dacă e întuneric afară. Pentru că unele trotinete se aprinde lumina asta din față singură. Lumina din spate este oribilă și apărătoarea asta este de plastic și cred că se rupe foarte repede. Mă mir că nu s-a rupt până acum, mă mir. Dar, așa cum este trotineta asta, este absolut fenomenală. Pornește foarte repede, are kickstart. Ce nu-mi place la trotineta asta? Are viteză mult prea mică, autonomie mult prea mică și, în general, o are mică. Ce să mai? Da. Dar altfel este 999 de lei trotineta asta, sau cel puțin a fost de Black Friday. Nu știu dacă mai este 999 de lei, dar, așa cum este, super tare. A, și ce mai are mică este suspensia față. La fel, este oribilă. Pe locul 3 se află trotineta aceasta. Din păcate nu este aici cu noi trotineta. N-a murit, este în continuare în viață, dar din păcate este mult prea grea. De asta nu este aici. Este vorba despre Miria. Stați că nu mai pot, mă doare stomacul. Este vorba despre trotineta cu care am făcut Uber Kek, și anume Joyor X5S sau X5F sau X5 Rahat, ceva de genul. Joyor X5. La fel ca pe BMW o cheamă pe această trotinetă. Din păcate, așa cum v-am spus, nu este aici. Dar ce mi-a plăcut la trotineta asta și de ce se află trotineta aceasta pe locul 3? Este incredibil de rapidă pe accelerație pentru motorul pe care are, de 500W. În spate, v-am zis eu că partea cu motorul în spate nu place. De asta și trotineta aceasta este pe locul 3. Și marea problemă este faptul că trotineta aceasta are 20 de kilograme. Pentru un băiat, să zicem, sau un bărbat, lucrul ăsta nu este o mare problemă, să zic, că o pliezi. Bine, la un moment dat când o să o ridici de foarte multe ori, e posibil să nu mai ridici nimic niciodată. Dar dacă este o fată, ce faci?
Pentru că trotinetele nu sunt folosite doar de bărbați sau doar de băieți, ci și de fete. Sau, iată, trotineta este aici, este foarte tare, se numește Joyor X5SF sau ceva de genul. Foarte tare, o recomand. Și bătălia finală între locul 1 și locul 2, pentru că sunt sigur că vă așteptați ca aici să fie Hong Hao, Hong Lao, Hong Balao, sau aici să fie Mini Motors. Dacă nu știți ce este cu Hong Hao, atunci o să aflați într-un episod probabil următor. Până atunci, aceste două trotinete, din punctul meu de vedere, sunt cele mai bune trotinete pe care poți să mergi dacă mergi de acasă până la muncă și de la muncă acasă, sau dacă te plimbi prin parc, sau dacă vrei să ieși cu copiii să te distrezi, sau dacă, habar n-am, doar vrei să mergi repede dintr-un loc în celălalt, în orice oraș, sau și pe drumuri denivelate. Însă, doar una dintre aceste trotinete este, din punctul meu de vedere, regele suprem al trotinetelor de oraș. Itau Booster este trotineta clasică de la Itau. Nu e o trotinetă rea deloc, e chiar o trotinetă foarte bună. Are o mică mare problemă, și anume suspensia spate, prețul. Pentru că atunci când faci commuting cu o trotinetă, poate la un moment dat va fi nevoie să legi trotineta asta într-un loc sau altul. Habar n-am. Dacă dispar cei 3600 de lei cât costă trotineta asta, iar o mare problemă pe care trotineta asta o are, eu sunt o persoană destul de ușoară ca și greutate, dar pentru o persoană mai grea, suspensia asta, practic, este o mare problemă. Personal, speram ca trotineta de-a lungul anilor să-și îmbunătățească puțin modul ăsta de suspensie aici. Nu este rău, nici pe departe. Cu mine a rezistat mai bine de 2400 de km această trotinetă. Dar eu am o greutate destul de scăzută. Dacă ai fi mai greu, oricare persoane mai grea, gen 80 de kg, care i-am dat trotineta asta, pur și simplu suspensia spate aproape să stea să se rupă. Dacă ești destul de înalt pe o trotinetă ca asta, arăți un pic bizar, pentru că ești ca un urs din ăla de la circ. Pentru că e foarte mică, dar este și, bă, cum îi spune, și foarte manevrabilă, pentru că este mică, dar dacă o manevrezi mult prea mult pe o astfel de podea de suprafață, e posibil să te manevrezi ea pe tine și să te arunce unde nu trebuie. Dacă te apleci mult prea mult, eu pun piciorul jos în speranța că n-o să se întâmple asta, dar dacă te apleci mult prea mult, din păcate, este o problemă. Are manșoane ErgoFit, mi se pare foarte tare. Are un ghidon destul de bine făcut. Nu se compară cu ghidonul celei de la Xiaomi, trotinetei de la Xiaomi, pentru că aceea este dintr-o singură bucată și se prinde cu șuruburi. Asta are niște chestii în care bagi niște lăcașuri, niște treburi. Ce îmi place la trotineta asta este modul în care se pliază. Itau este specialist în ceea ce privește pliatul. Nu este pentru trecut peste borduri, pentru că dacă treci peste borduri, mai ales la o greutate destul de mare, când se lasă suspensia spate, e cam problematică treaba. Pentru o persoană care locuiește, să zicem, în afara Bucureștiului, unde străzile nu tot timpul sunt asfaltate, terenul pe care merg acum este foarte ușor să-l întâlnești. Marea problemă sunt roțile astea, care sunt foarte mici, și totodată aceste minunate roți sunt și umplute, iar faptul că sunt umplute este foarte dificil, pentru că alunecă foarte rău. Frâna lui Itu este doar electromagnetică, din păcate, ceea ce înseamnă că dacă o să încerc același test pe care l-am încercat cu Xiaomi, sunt sigur că nu pot să mențin echilibru, pentru că trotineta are roțile pline, așa cum v-am zis, iar aici n-are nicio șansă să urce. A doua încercare, să vedem dacă am fost eu dur cu trotineta sau practic n-am reușit să... Nu, n-am nicio șansă să frânez. Nu am nicio șansă. E adevărat că aici e un sol alunecos și probabil voi încerca ceva ce cu siguranță voi regreta mult mai târziu, și anume să mă duc la vale cu trotineta asta și nu am nicio șansă. Nu am nicio șansă. Este și drăguță dacă îți place o trotinetă mică și care să nu, nu știu, să nu atragă prea tare privirea, dar nu este pe locul 1 pentru că este mult prea scumpă pentru o trotinetă atât de mică și atât de simplă. Pe locul 1 este, așa cum probabil că ați ghicit deja, cea mai tare trotinetă. Cu Xiaomi M365 la plimbare peste bordurile din București, o trotinetă extrem de rezistentă. Merg pe ea de foarte mult timp și nu i-am găsit încă vreun mod în care să-i produc vreo stricăciune și mă bucur foarte mult că e atât de rezistentă, chiar și peste treptele astea. Mi se pare foarte, foarte tare faptul că este așa de rezistentă, pentru că lipsa suspensiei ar fi produs mari probleme pentru unii. E adevărat că și pentru mine, dar
pentru cei care fac commuting cu ea în fiecare zi și toți cei cu care am vorbit despre această trotinetă au fost extrem de mulțumiți de ceea ce poate și ceea ce ceea ce oferă această trotinetă pentru banii pe care îi plătești pe ea. Îmi place foarte tare că este, se simte foarte solidă și se simte ca o trotinetă care a fost făcută pentru adulți. Față de E2, spre exemplu, care este o trotinetă cu roți mici, asta este o trotinetă cu, cu roți mai mari, ceea ce îi permite să se strecoare foarte bine, mă refer peste gropile din București și peste canale, unde sunt destul de multe probleme. Și faptul că are anvelope de cauciuc și nu de plastic cum are E2, asta o face mult mai manevrabilă pe asfalt ud. Xiaomi are un sistem ABS când treci peste suprafețe alunecoase, este mega folositor, pentru că atunci când acționezi frâna spate, care este pe disc și foarte rezistentă, e bine, frâna față intră și ea, frâna magnetică, ceea ce înseamnă că are frână și pe față și pe spate în același timp. Și faptul că ești încrezător în frână mi se pare foarte interesant și îmi place foarte mult trotineta asta. Încerc să spun lucruri nasoare despre ea, nu reușesc să găsesc lucruri aiurea, pentru că are tot ce trebuie pentru o trotinetă de oraș. Are lumină în față, lumină în spate, atunci când pui frână licăre destul de tare ca să avertizeze pe cel din spatele tău. E adevărat că o mașină nu cred că va lua în seamă chestia asta, dar nu cred că asta e important. Practic, când trotineta aceasta este gândită pentru locuri mai civilizate decât Bucureștiul, iar locurile acelea civilizate ar avea piste de biciclete și piste pe care ar merge o astfel de trotinetă. Și acolo, practic, persoanele din spate ar fi atenționate de lumina aia. În trafic este oribil. Mi-este foarte frică pe ea. Trotineta este limitată la 25 de km la oră. Nu îți trebuie permis pentru ea, nu îți trebuie absolut nimic, ci pur și simplu nici nu cred că ai nevoie de mai mult de atât, pentru că trotineta se simte super, super bine. Mai mult mi se pare foarte tare faptul că are soneria asta aici. Mă rog, peste denivelări mă deranjează pentru că sună ca naiba. Sunt sigur că dacă o strâng mai bine nu o să mai sune așa urât. Dar e adevărat că nu sună ca claxonul pe care l-ați auzit mai devreme. Hai să facem un test de viteză maximă pe off-road. Trotineta asta este o trotinetă de oraș pentru commuting, pentru mers de acasă până la muncă și înapoi. Pentru asta este, nu este o bestie, nu este un monstru, este cea mai bună trotinetă posibilă pe care poți să o cumperi din punctul meu de vedere. Iar raportul calitate-preț este genial și aici frânez. Nici măcar n-am pus piciorul jos o secundă, pentru că pur și simplu a fost genial. Pun piciorul jos la plecare, pentru că fiind o trotinetă care are kickstart, adică trebuie să pui piciorul jos să ia viteză. Un lucru foarte tare pentru, mai ales pentru riderii la început, pentru oamenii începători, care, da, în momentul în care apasă pe accelerație, au o teamă că trotineta foge de sub ei, cum e la E2, spre exemplu. Am așa de mare încredere în sistemul ăsta ABS de la Xiaomi, încât mă lansez aici la vale și frânez înainte de orice problemă. Nu este ușor de pliat, este destul de complicat cu plierea. Cam astea sunt problemele mari ale trotinetei. Pliatul, din păcate, din punctul meu de vedere, speram să se plieze mult mai ușor. De pliat, trotineta se pliază, dar din păcate, din ce am observat, la mulți aici s-a rupt pinul acela care ține trotineta să nu se ducă pe spate ghidonul și din păcate portul de încărcare este aici jos, unde în general apa ajunge foarte ușor. Deci trebuie să ții o măsură de precauție acolo. Altfel, trotineta aceasta este perfectă, este 1990 de lei, o găsiți în linkul din descriere. Oricare din trotinetele astea sunt foarte tari și foarte rezistente și foarte bune, dar m-ați întrebat care este, din punctul meu de vedere, cea mai tare trotinetă de oraș pe care poți să o cumperi în momentul de față. Este aceasta. Este Xiaomi M365. Întâmplarea face astăzi că cea mai bună trotinetă nu este și cea mai scumpă. Este chiar cu 1700 de lei aproape, mai ieftină decât E2 Booster. Bine. Aceasta este trotineta, o aveți link în descriere. Vă mulțumesc mult că vă uitați la mine, nu uitați că sunteți cei mai tari. Ne vedem în episodul următor. Salutare, pa, pa! Suntem în studioul Bucharest Bike Traffic, în care... Suntem în studioul Bucharest Bike Traffic... John Cena!